Bine ați venit la știrile de sabat! Sunt Mădălina Manea și haideți să le descoperim împreună! În cea de-a doua jumătate a lunii octombrie a avut loc cea de-a doua expediție misionară în Armenia și Georgia, la care au participat pastori și credincioși adventiști din toată țara. În plus, în acest an a avut loc și primul botez reunit în Georgia și Armenia. Pentru că este necesar ca aceste proiecte să aibă o continuare, ne dorim înfrățirea unei biserici din Constanța cu cea din Butami, Armenia, astfel încât aceasta să aibă parte de o susținere permanentă, a declarat directorul Departamentului Misiune Externă al Bisericii Adventiste din România. La finalul lunii trecute, Biserica Adventistă a marcat împlinirea a 175 de ani de la 22 octombrie 1844 într-un mod inedit. Mai mult de 1000 de credincioși și conducători adventiști au călătorit în apropiere de Whitehall, în statul american New York, pentru a participa la evenimentul care a avut loc la ferma și capela lui William Miller, acolo unde organizatorii au încercat să recreeze cât mai fidel aspecte ale experienței pionierilor adventiști. Aceasta a avut și rolul de a încuraja pe adventiștii contemporani să continue răspândirea Evangheliei, așa cum au făcut pionierii bisericii în urmă cu 175 de ani. Ceea ce s-a întâmplat aici în urmă cu 175 de ani a făcut parte din planul lui Dumnezeu de a duce solia cu privire la revenirea lui Isus în toată lumea, a spus Daniel Jackson, președintele diviziunii nord-americane. Dezamăgirea nu a fost sfârșitul, ci un început. Dumnezeu i-a chemat pe primii adventiști să continue. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Grecia nu respectă dreptul la libertate religioasă atunci când obligă părinții să-și dezvolte credința religioasă pentru a putea solicita o scutire de la educația religioasă a copiilor, scrie semnele timpului.ro. În Grecia, potrivit Constituției, dar și altor texte legislative precum Legea Educației, educația religioasă este obligatorie în ciclul primar și secundar. Părinții unor elevi au sesizat CEDO pentru că erau obligați să declare pe propria răspundere că copiilor nu sunt creștini ortodoxi, în cazul în care nu doreau ca aceștia să participe la orele de religie. Această procedură îi expunea stigmatizării pe copiii aparținând minorităților religioase. Un asistent medical al Spitalului Universitar Loma Linda a fost onorat pentru cantitatea record de sânge donată de-a lungul anilor. Dexter Emoto, asistent în cadrul secției de reanimare, a început să doneze sânge în urmă cu 45 de ani, pe când era student al Pacific Union College, o instituție de învățământ adventistă din statul California. Emoto a donat aproape 428 de litri de sânge, fiind unul dintre cei mai importanți donatori din vestul Statelor Unite, iar sângele lui a ajutat aproape 1500 de persoane, conform estimărilor Centrului de Transfuzii din sudul Californiei. Școli, biserici și cămini ale credincioșilor adventiști din vestul Australiei sunt în continuare amenințate de răspândirea incendiilor de vegetație. Cu toate acestea, bisericile adventiste și-au deschis porțile comunității locale. Astfel, unele dintre acestea găzduiesc localnici rămași fără case, în timp ce altele oferă hrană și apă potabilă. În ciuda celor peste 100 de incendii, conform reprezentanților bisericii, clădirile și casele bisericii și credincioșilor adventiști nu prezintă daune grave. Acestea au fost știrile ediției din săptămâna aceasta. Până data viitoare, la revedere!